Găgănuță va amâna premiile și diplomele. Vă mulțumesc, bună ziua! Am avut jucători din tot județul, s-au luptat de la ora 10, cei mai buni, bineînțeles, din Târgu Ocna, i-au învins pe cei din Onești și din tot județul Bacău. Dacă sunt buni cei din Târgu Ocna, merită este al lor. Premiem pe cel mai vârstnic participant, mai întâi, care a împlinit o frumoasă vârstă de 77 de ani, domnul Florea Aurel. Îl invităm pe scenă să-i oferim un premiu. Deci primește din partea primăriei și a Consiliului Local Târgu Ocna o garnitură de șah completă, cupa, diploma. Vreți să mergeți mai în centrul scenei, să vă bucurați de toate aprecierile și aplauzele. Felicitări! Mulțumim televiziunii Exclusiv, care a fost pe parcursul întregii competiții alături de noi, de la ora 10 până acum la 16:20. Competiția a fost dură, jucători valoroși. Cea mai tânără participantă este domnișoara de aici. Cum te cheamă? Valentina Leureanu. Câți ani ai? 4 ani. 4 ani. Bravo! Cea mai tânără participantă, 4 ani, Valentina Negureanu din Târgu Ocna. O rugăm pe mama Valentinei să ne ajute. Menționăm că întreaga familie a Valentinei a jucat, atât tatăl cât și mama. Au fost 30 de jucători în total. Mulțumim, doamnă, că vă educați copilul spre jocul de șah, un sport iubit, un sport al minții. Felicitări! Locul 3, Ciobanu Ioan din Târgu Ocna. Concursul Open, Cupa Târgu Ocnei, de zilele orașului Târgu Ocna. Ciobanu Ioan, locul 3. Îl invităm pe scenă. Domnilor, toți trei câștigători, locul 3, 2 și 1, sunt prieteni vechi din Târgu Ocna și sunt foarte puternici la șah, oameni respectoși și valoroși în toate. Locul 2, inginer Tomciuc Eduard Răzvan, din Târgu Ocna, cum v-am spus. Mulțumim încă o dată Consiliul Local Târgu Ocna, care a făcut posibilă competiția de șac, cât și domnului primar. Iar marele câștigător al concursului Open de șac este domnul consilier local, Antoche Cristian. Îl invităm pe scenă. Vă felicităm din numele tuturor celor de aici. Să ne vedem și la anul și chiar și pe parcursul anului acesta, la competiții de șac. Mulțumim dumneavoastră, mulțumim artiștilor că ne-au permis să felicităm. Succes!